Bună ziua tuturor, sunt Tarotela. Cu etalarea pentru cei născuți în semnul leului sau cu soare, lună, Venus, ascendent în leu pentru iulie 2019. O să încerc cu cele scurte mesaje, cele câteva scurte mesaje. Aveți 7 de băte pe care o să-l pun la loc imediat. 7 de băte reprezintă evident semn de foc, berbec, leu sau săgetător, dar simt că sunteți voi care trebuie să luptați pentru ceva. Ați ajuns într-o poziție, într-o situație și sunteți obligați să luptați. Unii pentru a vă menține poziția, alții pentru a merge mai departe într-o direcție. Evident că luptați cu gânduri, cu opoziții, cu invidii, cu multe, dar aveți această forță. Să nu uităm că acum deja este Marte în Leu, probabil că aceasta este energia și îmi place foarte mult când apar cărțile care confirmă și planetele, energia pe care o simțiți. Că e pe soare, că e în spatele lui, că e în fața lui, este energie activă, combativă, care vă dă forță. Poate unii dintre voi vreți să luptați pentru confortul vostru emoțional, pentru fericirea voastră, 9 de cupe. Sau pentru cineva în semn de apă, soare, lună, Venus, în pești, rac, scorpion, dar nu e obligatoriu. Eu zic că pentru voi, pentru că ce avem, ia uite, avem regina de băte. Ați fi voi aici, da? Semnul leului. Sau un alt semn de foc, cu care ați putea avea o mare bucurie. Rămâne de văzut. Eu mai amestec cărțile și le vom folosi la timpul potrivit. După cum vedeți, deja ați primit niște mesaje de la oracole. La capătul acestui set de cărți aveți sfatul să lăsați în urmă. Lăsați în urmă ce nu vă priește, vă lăsați în urmă ce nu vă crește, lăsați în urmă ce vă întristează. Orice energie negativă care stă în calea manifestării versiunii voastre cele mai bune. Interesant că aici aveți un spiritual teacher și încredere. Poate trebuie să aveți încredere într-un profesor spiritual și eventual acest profesor spiritual vă susține în acest proces de eliberare de trecut. Dacă nu este o persoană, poate că unii începe să vă duceți la seminarii, să faceți niște cursuri cu cineva care vă ajută să vă descoperiți această latură spirituală a voastră. Aveți încredere, da, că prin acest proces vă puteți vindeca energetic. Interesant este că au sărit aceste trei cărți foarte frumoase. Călătorie, expresie creativă și animale. Unii dintre voi, și știm că le iubesc foarte mult animalele, sunteți chemați să vă conectați foarte mult la. Poate trebuie să voluntarizați pe lângă un centru care are grijă de animale, poate trebuie să călătoriți, poate unii sunteți invitați să aveți mai multă grijă de animalul vostru sau de care o fie pisică, cățel, păsărele ce aveți voi acasă sau sunteți invitați să vă achiziționați un animal cu care să comunicați pentru că aveți această putere să comunicați și trebuie să înțelegeți că de multe ori animalele vă transmit mesaje de la îngeri. În continuare, călătoriți. Probabil că meseria unora implică călătorie, dar nu este obligatoriu. Poate călătoriți ca să vă descoperiți o latură creativă a voastră sau pur și simplu. Sau pur și simplu sunteți invitați să descoperiți această latură creativă. Că o descoperiți la o călătorie sau că vă întâlnesc cu cineva care are această energie și vă instigă la autocunoaștere în această direcție, rămâne de văzut. Poate desenați animale, poate în preajma animalelor descoperiți și la călătorie descoperiți această energie. Oricum, sunteți invitați să vă explorați această latură creativă a voastră. Probabil că vă ajută și din punct de vedere intim. Nu știu pentru cine o fi mesajul ăsta, nu știu pentru cine e, dar cred că vă ajută să vă vindecați chakra a doua a creativității, feminității. În fine. Am mai sărit o carte pe care aș vrea să o citesc. Da, nu, când va veni momentul. Altceva vreau să vă transmit ca și mesaj. Ați primit din seria aceasta de cărți, ați primit
carte, o carte minunată cu numărul 11, încheiere de ciclu și atestat al acestui ciclu, în care voi, un ciclu emoțional, în care ați trecut prin multe, dar finalul acestui ciclu, sau ca să treceți la etapa superioară, este să vă echilibrați. Chemarea este echilibrați-vă emoțiile cu intelectul. Poate unii vă gândiți mai mult decât trebuie în anumite direcții. Poate unii puneți prea multe emoții și vă gândiți prea puțin. Ideea este că trebuie să vă echilibrați emoțional și să vă echilibrați în context cu partea voastră rațională. Evident, în niște probleme sentimentale sau pur și simplu, da, la capătul acestui set de cărți aveți alegerea, aveți zero. Posibil, în momentul în care reușiți să vă echilibrați emoțional și intelectual, sunteți apți să alegeți. Eventual să începeți o cale, să începeți de la zero într-o direcție. Poate fi creativă, poate fi profesională, poate fi... cum a fost vorba mai devreme, să voluntarizați în anumite direcții, să ajutați animale, copii și, eu știu, alte ființe neajutorate. Sau pur și simplu, în momentul în care vă echilibrați intelectual și emoțional, da, veți avea puterea să înțelegeți de ce ați ales, pentru că aici este vorba de alegere, de ce ați ales această viață, de ce ați ales această karmă, ce aveți de învățat. Și iar avem intelect și emoții și avem aici pasiune. Pasiunea pentru calea voastră. Să vă descoperiți adevărata direcție, dar doar în momentul în care vă echilibrați și înțelegeți de ce ați făcut această alegere. Și veți vedea că toate problemele prin care ați trecut au fost doar niște metode de a vă aduce mai aproape de adevăr, de echilibru și eventual de calea voastră. De calea voastră. Da, haideți să începem etalarea propriu-zisă, deși și acestea sunt niște etalări. Leu, începem aici. Am ales bine. Ia uite, asul de cupă și avem și, o să vedeți, vai ce frumos, o nouă dragoste, o nouă prietenie sau pur și simplu învățați să vă iubiți pe voi înșivă la modul autentic. Echilibrați emoțiile în context cu intelectul, cu rațiunea. Sau e cineva în viața voastră care vă ajută. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu, iulie 2019, partenera voastră, și Soare, ia uite, și 8 de monede, ori în august vă întâlniți cu cineva, ori munciți voi într-o direcție. Aici 8 de monede reprezintă o persoană care a ajuns la un grad deosebit, excepțional de măiestrie în ceea ce face. O persoană care transformă lucrurile simple în artă, în lucru de valoare. Da, avem monede, avem valoare. Poate face bani, poate pur și simplu este foarte creativă. Că vă întâlniți cu această persoană, că în august, de ziua voastră sau în preajma zilei voastre, începe să vă transformați viața într-o direcție creativă, care vă poate aduce bani. Da. Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Leu. Bănuiesc că cineva totuși vă va inspira. Leu. Ia, 3 de cupe în suflet. Haideți să vedem ce urmează. În minte, 9 de băte. Cum acționați? 10 de cupe. De ce vă este frică? Uf, de diavol. Ce vă doriți? 6 de cupe. Finalul 10, 2 de 10 aveți. Oho, 10 de băte. Și aici regina de spade. Puneți capăt unei situații toxice. Leilor. Regina de spade taie. Ce nu-i convine? Taie confuziile. Pentru că asta înseamnă confuzii, opțiuni. În legătură cu un împărat, poate să fie berbec, poate să fie taur sau pur și simplu, am mai zis și cu altă ocazie, poate să fie un soț, un tată, de obicei e soț. E o persoană foarte puternică, dar, dacă nu e soț, e o persoană foarte autoritară, poate să fie și un șef la locul de muncă.
Interesant. Aveți totuși un nou început. Aveți totuși o colaborare, o comunicare foarte profundă cu cineva care va aduce echilibru, 8 de monede și emoțional, 2 de monede și 8, interesant. Și emoțional și financiar. Poate dacă nu tăiați, dacă este o persoană care va aduce, și eu știu, pasiune și comunicare, dacă acest împărat reprezintă altceva, pentru că orice carte întotdeauna are mai multe variante, așa, poate comunicați direct cu acest împărat, fără confuzii, despre opțiunile voastre, despre fantezii, ceea ce vă doriți amândoi. Da? Posibil să fie un șef. Comunicați direct. Despre ceva care e confuz, iluzoriu, despre o pasiune, despre acest doi de cupe, doi de monede care poate să însemne foarte mult pentru mulți. Pentru mulți, ia uite, regele de spade, un cuplu care vorbește direct. Acum partenerul, partenera voastră, da? Partener Leu. Partenera Leu, Soare, Lună, Venus, Ascendentul Leu. Iulie 2019. 5 de băte. Judecata. Interesant. 7 de monede. De ce este frică de 8 de monede? 3 de cupe, iar și vouă v-a apărut. Ce își dorește? 3 de cupe. Finalul. 8 de spade. La capătul acestui set de cărți, 8 de băte. Discuții, discuții multe, multe despre vindecare. Poate unii dintre ei au discuții la distanță cu cineva în semnul vărsătorului, dar cred altceva. Vor și ei să pună capăt unei situații. Lumea este încheiere de capitol, Ia uite, și voi aveți aici 10 de bâte și au și ei 10 de bâte. De responsabilități la job. Sau vreți unii dintre voi să încheiați un capitol într-o căsnicie care mai mult vă consumă energia decât vă instigă la pasiune, da? Vor să se echilibreze și ei, dar a apărut și mai devreme și la voi. Iar avem 3 de monede, o colaborare la locul de muncă, da, care îi dezechilibrează financiar și emoțional și le aduce mult mai multe responsabilități în ceea ce era o căsnicie oricum cu multe responsabilități și vor să pună capăt. Iar 4 de cupe. Cineva este trist în această situație pentru că apare un 3 de, ia uite, 3 de cupe, un trio. E clar că e vorba de un trio cu regele de cupe și valetul de cupe. E o dragoste aici. E o dragoste. Da, ideea este că și ei au aici o carte care indică încheiere de capitol. Cum se va încheia? Rămâne de văzut. Ideea este că odată încheiat, începeți o perioadă sau vor începe o perioadă în care sunt chemați să se vindece. Și de-abia în momentul în care se vindecă emoțional, vor fi apt să meargă mai departe. În ce direcție o fi? Ia această carte poate să spune foarte multe. Trei de cupe în sufletul vostru. Trei de cupe în sufletul vostru și, da, după cum arată cărțile, pe de-o parte, iau în altă ordine. Aici avem sufletul, inima, emoțiile, mintea, Mercur, da? Lună, Mercur, Marte, cum acționați sau casa 10 în public, de ce vă este frică, ce vă doriți și finalul. La fel și pentru ei, oricând puteți schimba pozițiile. În public, acționați de ca și când sunteți o familie fericită, ideală. Nimeni nu știe ce este de fapt în spatele acestei familii.
Ideea este că 10, da, reprezintă fericire maximă, aproape imposibil de atins. Dar 10 reprezintă și încheiere de ciclu. Aveți și 10 de monede, nu de monede, E interesant că 10 de monede înseamnă familie, da? Familie care s-a orientat mai mult pe partea materială și mai puțin emoțională. Dar, în public, arătați foarte bine amândoi, da? Cu cei doi copii. Și totuși, finalul acestei luni este că această căsnicie, cum am zis, este obositoare, este epuizantă, măcar pentru unul dintre voi. Posibil, voi că sunteți semn de foc. Acum să continui altfel. Am luat un pic, am schimbat ritmul și pozițiile. În suflet, este foarte posibil că aveți doi, amândoi aveți un trei de cupe. Și tocmai pentru că aveți 10 de băte, și tocmai pentru că aveți un diavol, și tocmai pentru că aveți 9 de băte, simt că unul dintre voi trăiți o poveste, un trio în familia voastră. Cineva, ori voi, ori ei, se gândește la a treia persoană. Și voi știți, simțiți, simțiți asta. Simțiți că nu sunteți doar voi și partenerul, partenera. Simțiți că mai este o altă persoană. Că e semn de apă, e mai puțin important, pești, rac sau scorpion. Și zic asta pentru că aveți 9 de băte. 9 de băte, e o persoană pasională ca și voi, semn de foc, care a trecut prin foarte multe dureri. Pentru mine este Chiron. Chiron. Cel care este rănit, îi vindecă pe alții și nu se poate răni pe el însuși. În mintea voastră este dorința de a pune bariere într-o privință, poate în această poveste. Dar, punând bariere, nu înseamnă că stați în spatele acestor ziduri, ci încă mai aveți puterea să luptați pentru ceea ce v-ați propus să faceți, eventual pentru aceste responsabilități, unii dintre voi. Alții își doresc totuși să mai aibă puterea să experimenteze un as de băte, o nouă pasiune poate cu altcineva, dar asta e doar în gândul vostru și spun asta pentru că am văzut aici și un as, variante sunt multe, fiecare leu experimentează altfel, dar asul de băte înseamnă o nouă poveste pasională, o nouă energie într-o direcție. Vreți încă să nu ajungeți în stadiul ăsta în care nu mai aveți energie pentru nimeni și pentru nimic și mai ales pentru voi. Vreți, vă gândiți că e Mercur, dar e gândul. Vă gândiți că încă vreți să vă păstrați o doză de pasiune pentru ceva. Poate să fie un hobby, da? Poate să fie un hobby. Asta pentru că vă consumă foarte mult ceea ce simțiți. Faptul că partenerul mai are pe altcineva sau partenera. Și totuși, aveți această pasiune ca să vă arătați în public fericiți, ok, da? Dar nu știe nimeni ce e în spate. Frici. Frici este diavolul. Diavolul. Această legătură care, eu știu, există în familia voastră. Extraconjugală, evident. O legătură toxică. Pe de altă parte, vă este frică. Asta poate pentru unii dintre voi, că nu puteți renunța la căsnicie, în cazul în care voi v-ați găsit pe cineva, la căsnicia care vă obosește, vă este frică că nu aveți puterea să rupeți niște lanțuri. Deci sunt două variante. Ori vă gândiți la ei, că sunt intoxicați de dragoste, de dependență, evident, sexuale. Pe de altă parte, și vouă vă este frică de atașamentul profund pe care îl aveți față de partener, parteneră, da? De această iluzie. Unora vă este frică că nu veți putea renunța la această căsnicie. Ce vă doriți? 6 de cupe. Vă doriți să vă împăcați eventual? Vă doriți să vă împăcați. Ori cu cel care sau cea care, eu știu, acum are pe altcineva,
Sau pur și simplu vă doriți să vă întâlniți cu cineva care este vă, care vă este, scuzați-mă, mai mă bălbâi și eu, care vă este foarte drag, foarte apropiată și cu care comunicați emoțional. Vă înțelege. Sunt multe variante, încerc să dau și măcar câteva. Simțiți că întâlnirea cu această persoană, poate din copilărie, o persoană din copilărie care ai putea spune toate problemele, faptul că ați fost într-o căsătorie obositoare, că v-a înșelat partenerul, partenera, că a fost un ideal, că ați luptat orbește pentru această situație și, în fine, încă este toxică. Vă doriți să vă întâlniți cu cineva și să comunicați, să vă deschide sufletele unul celuilalt. O persoană ori din copilărie, ori din, eu știu, coleg, colegă, așa, sau cu care aveți o legătură foarte profundă, poate din altă viață și care vă înțelege foarte bine. Repet, pentru unii dintre voi, să fie posibil ca să vă doriți împăcarea, pentru că 6 de cupe, asta înseamnă și împăcare. Dar, în continuare, există acest final, se continuă și în iulie cu 10 de băte. În continuare, vă implicați, da? În responsabilitățile pe care le aveți în această căsnicie. Pentru cum acționați, deocamdată încercați să păreți ceea ce nu sunteți. Nu vă supărați, așa simt, așa transmit. Ei, ce au un suflet, luna lor. Luna lor în semn de foc, interesant. Conflict interior. Poate că sunt bârfe, poate că trebuie să se lupte, pentru că vorba aia, își doresc 3 de cupe. Își doresc 3 de cupe. E un conflict interior în sufletul lor, în inima lor. Posibil sunt cei care au greșit. Spun asta pentru că au 8 de monede. Scuzați-mă, ia bine 8 de monede. E ceva legat cu 8 de monede. 8 de spade. Nu găsesc soluții într-o situație, își fac griji. Sunt blocați mental. Probabil că aici este persoana care s-a dus în afara căsătoriei. Are niște conflicte emoționale legate de niște chestiuni. Da? De suflet. Trebuie să se lupte cu familia, cu prietenii, cu bârfele, cu colegii. În gând, în minte, Mercur, judecata, Pluto, renașterea. Vor, își doresc. Mental. Acum, ce vor face rămâne de văzut. Dar își doresc și ei împăcarea, de azi că s-ar putea unii dintre voi să vă doriți împăcarea în această situație. Își doresc o nouă șansă la fericire. Că o fi cu voi, că o fi cu altcineva, ei știu. Cartea aceasta spune foarte multe. Dar își doresc să renască. Asta este clar. Alături de voi sau cu cealaltă persoană. Simt totuși că își fac griji pentru situația prin care sunt. În felul în care acționează, au 7 de monede. Semn de pământ, fecioară, capricorn sau capricorn, da? Sau taur. Sunt foarte obosiți și ei, la locul de muncă mai ales. Probabil că la locul de muncă stau și se gândesc în ce am investit, ce am făcut. Poate această monedă reprezintă o deviere de la proiect, de la situație. Un potențial într-o altă direcție rămâne de văzut și aici. Oricum sunt obosiți. Trebuie să înțeleagă de ce au investit în trecut într-o anumită direcție. Că o fi căsnicie, că o fi loc de muncă, au de meditat, au de așteptat. Și sunt obosiți. Dacă voi aveți puterea să arătați, măcar în public,
că sunteți fericiți, ei nu prea au. E o situație care s-a întâmplat posibil la locul de muncă, pentru că le este frică. Da? 8 de monede, iar avem o persoană care muncește foarte mult. Probabil că ei se gândesc dacă să ajungă la acest 8 de monede, să se implice în situații, în căsătorie sau în acest 3 de cupe. Și spun acestea că sunt multe gânduri și au 8, iar au două cărți care au numărul 8, transformare mentală, transformarea fricilor în realitate. Dacă nu sunt atenți, dacă nu ies din această cușcă mentală, riscă să-și transforme fricile în realitate. Deci le este frică să meargă la locul de muncă. Probabil la locul de muncă este diavolul. Nu știu, asta spun că este deasupra. Poate locul de muncă nu-i mai satisface și le este frică și stau și se gândesc. Dom'le, să merg, da? 7-8, să merg la locul de muncă sau să nu mai merg? Pe de-o parte vor o a doua șansă. Poate la un alt loc de muncă, poate cu voi. Își doresc totuși, ce-și doresc 3 de cupe? Își doresc să se bucure de viață, să-și umple cupele, emoțiile cu cineva. Că sunteți voi cheia a treia persoană, iar este un semn de întrebare. Și totuși, cu judecata și cu acest conflict intern, 5 de monede și 8 de spade, cred că își doresc să renunțe la trio. Își doresc să se împace cu voi. 3 de cupe înseamnă și împăcare cu judecată, mai ales cu judecata. Mai ales cu judecata în context. De aia spun că și voi vă prefaceți în public că e tot ok. Sperați undeva în sufletul vostru, sufletul luna asta, sperați în împăcare. Chiar dacă știți că e o poveste, e un trio, e o situație. Sperați în împăcare. Hai să clarificăm. Ia să clarificăm 3 de cupe. Acest 3 de cupe. Clarificăm 3 de cupe. A apărut 4 de cupe. E clar că cineva e supărat. Da. E clar că cineva e supărat în acest 3 de cupe, 4 de cupe. Și știu că au de ales. Au de ales, au de făcut o... Ia uite, și îndrăgostiți, sunt îndrăgostiți și trebuie să aleagă două cărți care reprezintă decizii importante în dragoste. Cineva este lăsat de izbeliște. Cineva cu planete în semn de pământ. Într-un fel sau altul. Cineva se simte izolat în acest trio. Și, ia uite, o mare durere. Regele de spade. Mare durere. Și cu 8 de spade. 8 de spade. Trebuie să renunțe la această durere. Să puneți capăt acestei dureri. Am vorbit, iar am vorbit mult. Of! Tot am zis că le fac mai scurte și iată. Mă lungesc. Să nu uitați că fiecare mesaj poate să fie separat pentru un grup, pentru altul. Nu toate mesajele să fie pentru voi. Ce-i cu 8 de spade? Te rog frumos, o carte pentru 8 de spade. O carte pentru 8 de spade. Ia, uite. 8 de spade. Iar diavolul. Și dragoste. E o relație. Nici nu pot, n-am timp să spun tot. Își doresc un nou început cu acest diavol. Un nou început, da? Cu acest diavol. Adică, nu neapărat cu diavol, evident. Probabil că legătura o simt și a apărut și asul de cupe. Da, interesant. Asul de cupe. Această dragoste e intoxică.
Îi intoxică. Și am cerut clarificare pentru 8 de spade. Pentru 8 de spade. O căsnicie dezechilibrată. 6 de monede, căsnicie dezechilibrată. Ia uite lumea, încheiere de capitol. Da, probabil că unii dintre voi aveți de discutat aceste chestiuni. Haideți să clarificăm și la voi, în final. Cine e acest diavol? Cine e acest diavol la voi? Ar trebui oare să clarific diavolul? Magicianul. Magicianul care poate să însemne gemen, fecioară, uneori berbec, uneori capricorn pentru că e ianuarie, berbec pentru că e prima zodie, dar de obicei pentru că este mercur, fecioară sau gemen. Cineva care manipulează, ia uite și 3 de spade. Pff, și 8 de spade și secrete. Da, și voi vă luptați pentru adevăr, pentru a încheia probabil o situație. Da. A doua șansă la fericire poate să fie și în altă direcție, să știți. Și în altă direcție. Dar sunt alegerile voastre, nu vreau să... Am spus doar că există și în altă direcție. A doua șansă la fericire poate să fie să fiți fericiți alături de altcineva. Și unul și celălalt. Dar voi alegeți ceea ce considerați. Aici ce avem, repede, în setul acesta de cărți, aveți, a sărit 7 de oglinzi, care înseamnă 7 de cupe, de obicei 7 de cupe înseamnă opțiuni, înseamnă iluzii, înseamnă fantezii. Dar, aveți aici și justiția, aveți și aici și steaua. Justiția înseamnă dreptate și stea vindecare. Probabil că trebuie să vă faceți dreptate într-o privință și în momentul în care se face dreptate vă vindecați. Dar în acest moment, cartea aceasta o simt așa. Că sunteți voi, că e semn de apă sau niște chestiuni emoționale. Persoana a spart o oglindă, a spart o iluzie. Probabil la nerv, la dezamăgire, la supărare. Și acum se concentrează pe țeserea acestor vise. Probabil că se vindecă, probabil că încă speră că este singura variantă printr-o expresivitate, prin exprimarea creativității, fiți atenți. De ce nu? Eu știu de ce o fi venit așa ideea, dar așa-mi vine. Prin exprimarea creativității, a iluziilor, a visurilor pe care le-ați acumulat de-a lungul timpului sau în această situație, în acest moment, reușiți să materializați în viitor detașarea, da? 8 de cupe, detașarea de acest trecut care va obliga să spargeți ceva. Aș spune multe, dar nu-i timp. Cred că e suficient pentru unii dintre voi. Leu. Soare, lună, Venus, ascendent în Leu, iulie 2019. Spargeți o iluzie, da? Trecut. Iară vă detașați de ceva. Prezent, vai ce frumos, 2 de cupe. Și viitor, muza, regina de spirale. Asul de spirale. Bănuiesc că totuși vă veți, după ce veți alege, vă veți echilibra viața. 2 de pietre reprezintă 2 de monede. Trebuie să vă echilibrați și în momentul în care vă echilibrați, după ce vă asumați aceste riscuri, vă recăpătați încrederea în voi. Da? Asta înseamnă asul de spirale, înseamnă încredere, înseamnă pasiune. Poate începeți ceva nou într-o privință, într-un proiect. Da. Iar 3 de spade, da? 3 de manuscrise, lacrimi în niște chestiuni care v-au decepționat și vreți să vă implicați într-un proiect, să colaborați cu cineva, 3 de pietre, da?
Poate aceste dezamăgiri au fost într-o colaborare la locul de muncă, dar nu e obligatoriu pentru toată lumea. Dar după această dezamăgire vreți să vă implicați într-un proiect, să colaborați cu cineva, pentru că simțiți că această colaborare va aduce un echilibru sau va aduce puterea să riscați pe viitor și să aveți curajul să riscați și uite așa ajunge să vă descoperiți o mare pasiune, un mare foc pe care poate l-ați pierdut în timp, în trecut. Luați mesajele așa cum vin, că sunt variante multiple. În trecut, prezent și viitor. În trecut, 6 de manuscrise. Ați început în trecut de curând să vă detașați de o poveste. O poveste care are vechime. Da? Elefantul ăsta vorbește despre niște situații karmice. 6 relații, da? Casa Balanței, relații karmice. Și spun asta, o să vedeți imediat, pentru că aveți aici șabloane relaționale. Vreți să vă eliberați, da? Sărutați elefantul și lăsați să meargă. Și voi mergeți în secret, eventual, către acest doi de oglinzi, doi de cupe. Că ați întâlnit pe cineva, semn de apă, dar nu e obligatoriu, care vă oglindește personalitatea sau vă ajută să vă descoperiți adevărata personalitate. Doi de cupe este o persoană, poate să fie o prietenie, o amiciție, nu neapărat o poveste de dragoste, dar în prezent există o poveste de dragoste în paralel, da? Cum am discutat mai devreme. Dar în viața voastră este posibil, dacă voi nu experimentați această poveste, să aveți o persoană foarte apropiată, de încredere, care vă inspiră. Asta pentru că aveți muza, da? Vă inspiră. Aveți un prieten, o amică, cu care discutați de la suflet la suflet și în momentul în care discutați, vă oglindește o parte din personalitate pe care poate nu o vedeați până acum. Și uite așa, vă inspiră. Sper că sunt clară, că Mercurul ăsta retrograd poate își face simțită prezența sau pur și simplu. E momentul de channeling. În viitor aveți muza, o persoană pasională și spirituală. Asta pentru că în culturile celtice căprioara reprezintă spiritualitate. De o spiritualitate delicată. Este o persoană care, deși e spirituală, e pasională și evident creativă, că da. Dacă e muză, probabil că pe de o parte inspiră persoanele să se exprime creativ, pe de altă parte și persoana este creativă. Dar, am spus, este spirituală și o spiritualitate delicată. Nu este o spiritualitate dogmatică care se face simțită cu forța, se impune cu forță, da? Ei, puteți fi voi, poate în această relație să vă descoperiți această latură sau să vă întâlniți în viitor cu această persoană, da? Eu simt că aceste două cărți sunt legate una de cealaltă, da? Călătorie, iar 6 de manuscrise reprezintă și călătorie. Poate o decizie în trecut să călătoriți, să discutați cu această persoană în prezent. Prezentul poate să fie și în august, adică și în septembrie. E variabil perioada, da? Sau pur și simplu, dacă nu v-ați întâlnit, vă întâlniți în viitor, deocamdată doar discutați. Vă oglindiți emoțiile. Comunicați despre emoții. Comunicați despre dragoste. Comunicați despre prietenie. Și cum am spus, despre cum ne oglindim unii în viața celuilalt. Acum ultimul mesaj este New Love, dar interesant e că a venit invers. De obicei nu citesc invers, dar cred că undeva întârziați această nouă dragoste din niște motive. 2 și 6, 8, o chestie în august sau legate numărul 8. Deci nouă dragoste, o nouă dragoste pentru voi înșivă, o nouă dragoste în viața voastră, dar invers, bănesc, o amânați. Poate acest Mercur retrograd să o amâne, rămâne de văzut. Oricum, ideea este să îmbrățișați oportunitatea pentru dragoste. Dar o îmbrățișați și în felul în care munciți și în felul în care vă manifestați în fiecare zi și în fiecare moment. Pentru că aceasta este, de fapt, creșterea voastră spirituală.
La capătul acestui set de cărți, dar repet, a venit invers, probabil că este o întârziere, nu neapărat că nu aveți parte, este o întârziere în această nouă dragoste. Aveți aici, like attracts like, da? Manifestați dragoste ca să primiți dragoste. Și trebuie să învățați, să vorbiți limbajul dragostei. Poate unii dintre voi au o problemă în a exprima emoțiile, în a exprima dragostea. Știți că iubiți pe cineva, dar nu exprimați. Știți? Genul ăsta de atitudine. Ok, dar arătați. Da? Arătați. Pentru că e o chestiune care ține de relații, niște șabloane relaționale. Mai ales pentru cei care sunt într-un trio. Dacă vreți să înțelegeți, cum am spus mai devreme, sunt niște chestiuni profunde, trebuie să aveți curajul să le recunoașteți. Și mai ales să recunoașteți că este nevoie de schimbare. Schimbare ori în felul în care vă manifestați dragostea față de cel apropiat, să vă întrebați de ce s-a dus, da, cu altcineva, sau de ce ați fost obligați voi să vă duceți cu altcineva, ori renunțați la acest șablon relațional și manifestați-vă nouă dragostea. Altfel, întârzie. Da? Sper că am fost coerentă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, vă pup!